Am revenit și o să discutăm acum cu ministrul digitalizării Bogdan Ivan, aflat în legătură telefonică directă cu noi, pentru că am văzut în primele 3 zile ale anului peste 53.000 de români au ales să-și plătească online taxele și impozitele astea, după ce am văzut, bineînțeles, și tradiționalele cozi la ghișee. Bună seara, domnule ministru! Sărutuire, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor B1 TV. Așa Așadar, este. vedem încasări record, 21,5 milioane de lei în primele 3 zile ale anului. Chiar și așa am văzut totuși și cozi la ghișee. Până la urmă, sunt atrași românii de digitalizare, de plata taxelor online? E o perioadă care durează, pentru că nu vom trece înspre această nouă etapă în dezvoltarea unei țări într-un termen foarte scurt. Vă dau un exemplu, faptul că noi acum ceea ce facem în modernizarea statului român ca și noi instrumente digitale pentru fiecare cetățean, alte state au început să facă încă de acum 20 de ani. Este evident că până când vom ajunge ca fiecare român să aibă pe telefonul său o aplicație prin care să interacționeze cu statul român, va mai dura ceva. Dar pot să vă dau un exemplu foarte clar. În ultimul an de zile, peste 1 milion de oameni au început să facă plăți înapoi cu statul în format online prin acest instrument ghișeul.ro, care vedem că în primele 3 zile ale anului 2024 deja a strâns peste 50 și ceva de mii de plăți unice, cu o valoare de peste 20 de milioane de lei. Asta arată că oamenii încep să interacționeze cu statul direct din confortul casei, direct de la birou, pentru că este mult mai simplu. Nu este doar un ghișeu care se deschis 8 ore pe zi, de exemplu, doar de luni până vineri. Este un instrument care poate să fie folosit 24 din 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, de oriunde din lume. Și acesta este avantajul foarte mare. Și vine în contextul în care acum o săptămână am reușit poate cel mai important proiect de modernizare a statului român din punct de vedere al infrastructurii digitale, deblocarea proiectului de cloud guvernamental și aducerea serviciilor de cloud din 2026, cum erau preconizate, în 2024 și anul acesta, în 2024, vom oferi aceste servicii printr-o aplicație unică a statului român, într-un mod cât mai simplu posibil. Iar modul în care arată astăzi ghișeu.ro este evident că va urma un upgrade tehnologic al său, al interfeței, al capabilităților pe care le are astăzi, pentru a ne asigura că în perioada de vârf, ca și încasări și ca și utilizare, nu va avea probleme și va funcționa în cote cât mai bune. Dacă ne uităm, domnule ministru, la acele cozi care s-au format la începutul anului, la taxe și impozite, putem vedea toate categoriile de vârste, toate categoriile de cetățeni. Foarte mulți oameni aleg să meargă la ghișeu și v-aș întreba de ce această reticență, în opinia dumneavoastră, pentru a plăti facturile într-un mod mult mai ușor. Și nu fac aici referire la cei oameni care nu au posibilitatea de a accesa internetul, ci la cei care se află în orașele mari. Pentru că până în momentul de fapt, aceste instrumente sunt încă la început ca și implementare, oamenii încă poate n-au avut ocazia să interacționeze cu ele și trebuie să le promovăm și noi mult mai mult decât o facem în momentul de față. Și vă pomeneam mai devreme de acea aplicație unică a statului român în care oamenii vor putea să aibă în format electronic inclusiv documentele personale, carte de identitate, pașaport, permis de conducere, diplome de studii. Odată ce vom avea acea aplicație și oamenii vor putea să aibă toate documentele lor, dacă vor dori lucrul ăsta, într-un singur loc, este evident că le va fi mult mai simplu să folosească și aceste instrumente. De exemplu, astăzi, ca să schimbi permisul de conducere, să reînnoiești sau să schimbi buletinul pentru că ți-a schimbat domiciliul, ai nevoie de cel puțin o zi lucrătoare pe care să o pierzi cu drumurile către mai multe ghișee, de la plata acelei taxe de 32 de lei până la programare, până la declarații, deci pierzi o zi întreagă. Ei bine, în clipa în care avem acest instrument și oamenii vor vedea în timp că el funcționează și că este unul simplu de folosit, cu siguranță că vor trece înspre aceste instrumente. Vă spun că noi acum suntem și începem să facem ceea ce alte state au făcut acum 20 de ani. Iar provocarea e ca noi să reușim în 4-5 ani să asigurăm această tranziție care
Dar, în schimb, eu îmi doresc foarte mult ca tot mai mulți oameni să vadă că statul român efectiv le oferă aceste servicii pe care până acum nu le-a oferit. Și le oferă 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, într-un mod mult mai simplu, direct la un click distanță de acasă, de pe canapea. Domnule ministru, pe baza datelor pe care le aveți deja, câte persoane vă așteptați să folosească această metodă de plată online, având în vedere datele din 2023? Păi, în momentul de față, până astăzi au făcut plăți în total și sunt înrolate în ghișeul.ro aproximativ 1.800.000 de persoane din România. Este foarte probabil ca o mare parte dintre ele să folosească acest mijloc de plată. Și deci ne vorbim de peste 1.500.000 de români care e foarte posibil să folosească acest mijloc de plată. 1.500.000 sunt înscriși și în această platformă. 1.800.000. 1.800.000. Și încă o întrebare, domnule ministru, de unde această apetență a românilor de a da bani la început de an? Pentru că știm că acele reduceri la taxe și impozite sunt până în luna martie, la final. Eu cred că foarte mulți români sunt cumpătați și pe principiul cine este cumpătat își face iarna car și vara sanie, e foarte posibil ca oamenii să-și dorească să-și închidă datoriile față de bugetul de stat la începutul anului și vă spun că și eu sunt unul dintre cei contribuabili care îmi plătesc în luna ianuarie taxele și dările către stat. Așa că e un semn de bine că oamenii sunt responsabili și vor să-și închidă raporturile cu statul și datoriile către stat în prima lună anului. Precizația dumneavoastră și despre cloudul guvernamental, vă rog să ne spuneți în ce stadiu ne aflăm? Deci vreau să fiu foarte explicit. Modul în care acum 3 ani a fost făcut designul, arhitectura cloudului guvernamental, fără de care nu se poate face acea interconectare a bazelor de date ale statului român, a fost programat undeva în 2026 să avem primele servicii de cloud. În momentul în care am ajuns la minister și am văzut că e un termen destul de mare până în 2026, după discuții pe care le-am avut cu cei din Comisia Europeană și negocieri, am căzut la o discuție foarte clară cu toți partenerii să găsim o soluție tehnică inspirată de Germania și de Franța în acest caz, prin care vom putea să dăm servicii de cloud în cel mai scurt timp. Și din acest punct de vedere, în urma negocierilor pe care am putut cu cei din Comisia Europeană, cu susținerea directă a premierului Marcel Ciolacu, am ajuns la o formulă foarte clară în care suntem pregătiți să demărăm achizițiile și până la finalul anului 2024, ceea ce era programat să se întâmple abia în 2026, se va întâmpla acum. Iar, de exemplu, pentru acei oameni care se duc pentru dosarul de subvenție la APIA, nu va mai fi nevoie să se ducă la oficiul de cadastru, după asta la oficiul de taxe și impozite, să scoată chitanță, să scoată extras de carte funciară și vom avea interconectivitatea celor baze de date direct. APIA va ști că persoana respectivă care vrea să ia subvenție este proprietarul terenului, pentru că este înscris în cartea funciară, va ști și va vedea în timp real că ea și-a plătit impozitele și va scuti pe toți oamenii de aceste drumuri inutile care se fac astăzi la zeci de ghișee din toată țara, la diferite instituții. Este valabil și pentru înființarea unei firme și pentru adierea unei firme și vom avea în sfârșit un limbaj comun pentru toate bazele de date care astăzi spun, o autoritate a statului, de exemplu, spune că nu are acces la baze de date ale autorității statului. Asta va face cloudul guvernamental. Va crea un limbaj comun între bazele de date pentru ca funcționarii să nu mai pună pe oameni pe drumuri după hârtii inutile, pe care ei deja le-au dat și informație la nivelul bazelor de date a statului român. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal, Bogdan Ivan, ministrul digitalizării în legătură directă. Mergem mai departe.